Deschidem scripturile la Faptele Apostolilor, capitolul 2, pagina 1056, și cu toată evlavia ascultăm primele 21 de versete. Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei, și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis: bărbați iudei și voi toți cei ce care locuiți în Ierusalim, Să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Slăvit și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amen. Suntem bucuroși, noi, familia Druhora, soția, fiica noastră, cea mai mică. Zicea Roana: dar oare o să mai cunosc pe cineva? Zic, eu ce mai țin minte din biserica aceea? Zic, acolo, pe mijloc, pe culoar, când erai mică și supărată, dădeai cu piciorul în podea. Dar nu mai mergem la locul ăla. E cu totul alt loc. Sigur că ea acum are 24 de ani. Și eu 52. Și dumneavoastră ați rămas tot tineri și frumoși. Și fratele Chioreanu ne-a dat o lecție de modestie și de slujire, rezolvând problema celui mai mic. Asta e problema noastră, a slujitorilor, o problemă greu de rezolvat. Suntem bucuroși să fim cu dumneavoastră, am sosit câteva zile în urmă, joi seara, după o lungă, foarte lungă călătorie, și duminica trecută eram în Biserica Emanuel din Anaheim, unde slujesc împreună cu fratele Lazar, și dânsul iarăși este un păstor care vă iubește foarte mult. A crescut aici, a învățat aici cu dumneavoastră, cu mănășturul, cu
familia mănășturului, cu cei mai bătrâni, cu cei mai tineri. Și n-a putut să vină, ar fi vrut mult să vină, dar a transmis salutările bisericii, salutările dânsului și un mic cadou pe care vi l-am adus și am să îl dau fraților. Iar zilele acestea, fără să știe că vin în România, chiar cu o zi înainte de a pleca, m-a sunat fratele Mesaroș ca să mă invite. Dânsii au cumpărat o casă de rugăciune în Phoenix și să mă invite la deschidere și am spus: Marinel, nu pot să vin, închipuieți, o să am o altă bucurie să fiu la casa de rugăciune din Mănășturi, la deschiderea de acolo. Și a spus neapărat, spune-le fraților, că ne e dor de ei, îi iubim, îi purtăm în rugăciune și le transmite multă sănătate, mult har și multă pace. Cuvântul meu pentru dumneavoastră în această dimineață e un cuvânt scurt, pentru că mulți dintre dumneavoastră stați în picioare deja de câteva ore bune și vă gândiți oare câte ore mai aveți de stat în picioare și poate, cum era pe vremuri Începei sau în Albinii, frate Sandu, mai schimbați locurile, cei care sunteți mai tineri și mai lăsați să stea și pe cei mai în vârstă, puțin. Noi promitem și încercăm să nu vă lungim nici așteptările, nici răbdarea. Cuvântul meu pentru Biserica Domnului din Mănășturi în această zi este un cuvânt legat de casa lui Dumnezeu. Trăim de mai bine de 20 de ani, într-o perioadă în care casele de rugăciune, de orice confesiune, de orice cult religios, apar la colțuri de stradă, apar în cartiere, apar unde nu te aștepți să apară. Și treci, și câte unele sunt în construcție de ani buni, și spui întrebarea, ce pocăiți mai sunt și ăștia? Sau ce confesiune mai e și asta? Oare ăștia de care-s? Oare ăștia cine-s? Oare ăștia ce au de gând să facă aici, în cartierul nostru? Și sintagma de la care vreau să plec, sau premiza de la care vreau să plec, este că în Scriptura Sfântă a lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, casa lui Dumnezeu totdeauna ne surprinde. Dar nu ne surprinde câte clopote are, câte turle are, cât de frumos e construită, măcar că acestea sunt proiecte foarte frumoase și de mult așteptate într-o țară care a suferit pentru credință. Într-o țară unde bisericile sau casele de rugăciune erau transformate în săl de cultură sau în hambare sau în alte scopuri. Și iată că de 20 de ani țara înflorește cu mănăstiri, cu biserici, cu adunări, cu adunările pocăiților, dacă vreți să, așa, să vorbim acasă. Și totuși Biblia e foarte simplă și directă atunci când spune că îi spune creștinului și omului de credință: ai grijă nu cumva să numești casa lui Dumnezeu ceea ce nu-i casa lui Dumnezeu. Nu cumva să treci pe lângă casa lui Dumnezeu și să nu-ți dai seama că de fapt aceea e casa lui Dumnezeu. Să te aștepți la cruci, la turle, la clopote, la vitralii, la spații poleite frumos și ornamentate frumos cu marmură și cu alte lucruri. Sigur că acestea sunt lucruri
de apreciat. Sunt lucruri care le facem tot de dragul lui Dumnezeu și de dragul sufletului omenesc, unde omul să vină să se roage. Dar Biblia spune, casa lui Dumnezeu e cu totul și cu totul altceva. Unul din marii patriarhi al lui Israel, pe vremea când abia intrase în școala credinței, în școala umblării lui cu Dumnezeu, a fost în situația în care a trebuit să fugă de acasă. Urmărit chiar de fratele său, izgonit, un fugar prin deșert, noaptea și-a petrecut-o sub cerul liber. N-avea nici măcar un pat, n-avea nici măcar o pernă. Și Scriptura spune așa frumos, dar mai mult decât frumos, adevărat, și-a pus capul pe piatră. Și noaptea aceea, el a avut o mare întâlnire cu Dumnezeu. Iar dimineața, știți ce a spus? Pe piatra aceea pe care a dormit el, a pus un de lemn și a zis așa, am să numesc locul acesta Betel, pentru că aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. El a văzut o scară, a văzut îngerii lui Dumnezeu, l-a văzut pe Dumnezeu și chiar l-a auzit. Și Dumnezeu i-a vorbit și i-a spus, Iacove, te duci, dar dacă te duci cu Dumnezeu, vei umbla bine și vei fi binecuvântat. Și dimineața el spune, ce înfricoșat este locul acesta, era în deșert, era sub cerul liber, avea o piatră acolo pe care dormise, pusese capul și zice, aici este casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. Vedeți? Ciudățenia și paradoxul tocmai aici este. S-ar putea casa lui Dumnezeu să fie acolo, cum spune Mântuitorul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Eu sunt acolo. În acel bordei cu care e căptușit Ardealul. Acele odăi, acele case cu lut pe jos. Unde părinții și bunicii și înainte mergătorii credinței noastre își făceau rugăciunile și își vărsau lacrimile prin păduri, prin peșteri, prin adunări de sat, prin ascunzători. Acele locuri se numeau casa lui Dumnezeu. La sfârșitul anului 1922, într-un sat retras, obscur, din Arad, județul Arad, la Păuliș, familia Bradin adunase în jurul lor, așa cum spunea fratele Chiorean, câteva suflete. La sfârșitul anului 1922, începuse adunarea aceea pe 10 septembrie. La sfârșitul anului erau 30 de suflete. După 30 de ani, când pentru prima dată au primit aprobarea ca să ființeze legal și au stat la masa celor 14 culte legale din Republica Populară Română. Știți cât penticostali erau în țara românească? 31.000 de penticostali. În ilegalitate, fără turnuri, fără cruci, fără cupole, fără odăjdii și fără pirostrii de mare mireasă, mireasa lui Hristos avea mare binecuvântare să crească, să se dezvolte și casa lui Dumnezeu eram sau erau ei, oameni aceia, frații aceia, credincioși aceia.
Cuvântul meu va merge pe trei texte și n-am să fac altceva decât, în loc să vă țin o predică pe puncte sau cu nu știu ce titlu interesant sau nu știu cât de bine ticluită, n-am să fac altceva decât să invit astăzi aici, prin Scriptură și prin puterea Duhului Sfânt, trei dintre marii oameni al lui Dumnezeu. Și am să invit aici și am să-i rog, prin Scriptură, să ne spună ei ce înseamnă casa lui Dumnezeu. Și ăștia sunt oameni mari, oameni mari al lui Dumnezeu. Întâi o să-l chem pe Petru, apoi pe Pavel și apoi pe Ioan. Petru și cu Ioan au fost chiar în rândul celor 12. Iar marele apostol Pavel a fost un apostol al neamurilor de care lumea întreagă nu mai are nevoie să fie introdus și prezentat în mod special. Toți știm Sfântul Apostol Pavel. Pe ei trei am să-i invit și am să-i las să spună ei ce-i biserica, să spună ei ce-i casa lui Dumnezeu. Și la urmă să ne gândim bine, dacă nu cumva am trecut pe lângă casa lui Dumnezeu și n-am știut. Dacă nu cumva trecem și nu ne dăm seama. Dacă nu cumva ignoranța noastră și obișnuința noastră religioasă ne face să fim atât de insensibili spiritual. Și într-o țară cu această libertate cu care se laudă de câțiva ani, poate că încă nu știm de fapt ce spune Scriptura și ce spun acești oameni ai lui Dumnezeu despre casa lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1 și apoi capitolul 2, foarte pe scurt. Decât îi las să spună ei ce au de spus și dumneavoastră cu ușurință, cu simplitate, veți putea să trageți concluziile. Petru din capitolul 1 ne pune tare pe gânduri, pentru că vine la noi cu un cuvânt foarte radical. Un cuvânt greu, din care nu se prea predică și dacă se predică, îl spunem și îl lăsăm acolo unde l-am găsit și mergem mai departe. Știți ce zice Petru? Zice, fraților, zice el, pentru că Dumnezeu este sfânt și voi trebuie să fiți sfinți. Noi zicem, cine e sfânt, Domnule? Cine poate să fie sfânt? Despre ce sfințenie vorbești? Ce e asta? Și atunci, imediat, în capitolul 2, ne duce și ne dezvoltă conceptul acesta și spune, voi ați gustat cât de bun este Dumnezeu, și citează Psalmul 34, și după ce l-ați gustat pe Dumnezeu cât e de bun, v-ați apropiat de Dumnezeu. Dar acum, nu numai că v-ați apropiat de Dumnezeu, ci prin Iisus Hristos și prin jertfa Lui și prin legământul care l-ați făcut cu El, prin pocăință, voi ați intrat în planul lui Dumnezeu ca într-o clădire și v-ați apropiat de El piatra vie. Și Petru spune, acum voi sunteți pietre vii. Și acum voi trebuie să fiți o seminție și o preoție sfântă. Nu prin sfințenia voastră, ci prin sfințenia celui care este piatra din capul unghiului și acelui care este temelia acestei clădiri. Și Petru spune, pentru mine, când spun casa lui Dumnezeu, clădirea care mi-apare în față, nu-i nici cu cruce, nu-i nici cu cupole, nu-i nici cu aur, nu-i nici cu alte aranjamente sau frumuseți. Spune Petru, eu când spun casa lui Dumnezeu, vă văd pe voi. Dar în capul unghiului îl văd pe Hristos și la temelie îl văd pe Hristos. Și pe voi vă văd în Hristos. Și vă văd zidiți acolo ca niște pietre vii.
Și ca o preoție sfântă, ca un neam ales. Așa vede Petru biserica. Așa se uită el la biserică. Asta e definiția lui pentru biserică. Nu clădire, nu cult, nu religie, nu denominație. De obicei, în mișcările religioase, adesea se merge cam în principiul acesta, cam în felul acesta. Apare un lider, un mare om, o mare personalitate. În jurul acelei personalități se adună niște oameni pentru că el este un mare vizionar, el are viziune. După ce are viziune, apare și o mare misiune. După ce își clarifică foarte puternic și bine și își definește misiunea, apare o mișcare. Trist este că în câțiva ani, mișcarea aceea devine monument. Devine instituție, devine ierarhie, devine birou central, funcții. Ceea ce odată a fost un vis și o mișcare. Or Petru spune, nu, pentru mine biserica sunteți voi. Și pentru mine important este capul bisericii, Hristos. Și pentru mine importantă este temelia pe care ați fost puși, care este din nou Hristos. Ia să-l întrebăm pe Pavel. Ia să vedem ce spune Pavel, că timpul zboară. Să vedeți că Pavel nu are altă viziune și nu are altă înțelegere. El tot așa vede. Dar Petru mai spune ceva, zice, voi când l-ați gustat pe Hristos și voi când v-ați apropiat de Hristos, voi erați niște copii spiritual vorbind și v-ați hrănit cu laptele duhovnicesc. Ați primit învățătură din Scriptură, ați primit asistență spirituală, ați primit de la Duhul Sfânt direcții în viață, ați luat decizii care trebuie luate după voia lui Dumnezeu și ați fost hrănit cu laptele duhovnicesc ca să creșteți. Să vedeți că Pavel preia imaginea aceasta și o duce puțin mai încolo, o duce puțin mai departe. Și Pavel vine și zice, sunt două locuri unde îl ascultăm pe Pavel, îl ascultăm în Corinteni și îl ascultăm în Efeseni. Ne ducem la el în Corinteni, asta era o adunare problemă pentru el. O adunare unde tot timpul erau neînțelegeri între acei creștini imaturi. Și le spune celor din Corint, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9, zice, noi suntem slujitorii Domnului și slujitorii voștri, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, sunteți casa lui Dumnezeu. Zice, eu ca un meșter zidar, simplu, am muncit, cum spune fratele Chioran, am fost cel mai mic. Și dânsul, mult să-l țin minte în mănășturul ăsta atât de zbuciumat, cu mistrie, așa-i? Tibi, ți-aduce aminte și cei care ați crescut în această adunare și tot timpul era cu mistria, era cu sculele, era cu munca, nu era cu teoria și cu povestea, ci era cu munca. Sigur că noi, cei mai tineri, ne uitam și ziceam, Chioreanu, când se pensionează Chioreanu? Așa am gândit atunci, că n-am știut să gândim cum trebuie. Și zice Pavel, eu am pus ca un meșter zidar, am pus temelia. Și nimeni nu poate să pună o altă temelie decât care a fost pusă și care este Hristos. Și după aia mai vine și le trage corintenilor două mari semnale de alarmă și le spune celor din Corint, zice în 3:16, zice, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi. Deci ca la niște penticostali jet-be-jet, le vorbește pe înțeles și pe limba lor. Nu pricepeți, oameni buni, că Duhul Sfânt a venit la voi să stea acasă la el, ca la el acasă. Așa a venit Duhul Sfânt la Rusalii. N-a venit în vizită și după aia pleacă. A venit că a venit la el acasă. Biserica era casa lui Hristos. Era trupul lui Hristos și Duhul Sfânt a venit la el acasă. A venit să locuiască. Dar credeți că corintenii au priceput? N-au priceput.
Și în 6 cu 19, Pavel le mai trage un semnal de alarmă și zice: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Și acolo vorbea de puritatea trupului și de a te feri de curvie și de a te feri de păcat și de mizeriile lumii acesteia. Și Pavel trebuie să le tragă pur și simplu un semnal de alarmă, să zică: creștinilor, trupul vostru este casa lui Dumnezeu. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Și voi nu mai sunteți ai voștri. Cu alte cuvinte, Pavel spune: n-aveți conștiința asta că nu sunteți ai voștri, că sunteți al lui Hristos? Și Petru preia și zice: n-ați fost câștigați, n-ați fost cumpărați cu aur și cu argint, ci cu sângele scump Domnului Iisus Hristos. Dar acum, ca să vedeți cum o duce el mai departe, ne ducem în Efeseni, capitolul 2, 20 și 22, versetele 20 și 22, și acolo Pavel iarăși zice, uite, zice: clădirea aceasta care a fost pusă pe temelia Hristos, a fost așezată pe temelia apostolilor. De fapt, a fost așezată pe Hristos, spune el, zice: clădirea aceasta este o casă duhovnicească făcută ca să crească, să crească. Cu alte cuvinte, de-aia ați mâncat laptele duhovnicesc, de-aia v-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, de-aia vi se spune în fiecare duminică și în fiecare adunare din Scriptură, că ați auzit mii de predici și Domnul așteaptă ca noi să creștem. O casă duhovnicească în Domnul e și vie, e și sfântă, e și sănătoasă, și dacă e sănătoasă, ce face? Crește, dar nu numai la număr, ci la acele poduri de care spunea bătrânul Chiorian. Ați văzut imaginea pe care a folosit-o? Podul ăla pe care să poți trece, pe care să poți călca. Nu mândria, nu aroganța, nu pretențiile tale de mare pocăit și de mare, religios, nu, ci a te face totul pentru toți, ca să câștigi pe unii pentru Hristos, pentru Domnul. Dar asta înseamnă creștere și maturizare duhovnicească. Dar în mintea lui Pavel, când spui casa lui Dumnezeu, iarăși e foarte simplu, e clar. Temelia e Hristos, piatra din capul unghiului e Hristos, zice: în El sunteți bine închegați ca să creșteți, să fiți o clădire în Domnul, o casă duhovnicească în Domnul, trebuie să creșteți, să fiți bine închegați în Hristos, că altceva nu vă ține. Nici că sunteți toți din mănășturi nu vă ține, nici că vorbiți toți aceeași limbă nu vă ține, nici că sunteți neamuri și prieteni între voi nu vă ține. Singura încheietură și singura legătură care ține, singurul liant, este dragostea lui Hristos. Și în mintea lui Pavel, când spui biserică, spui această clădire făcută din pietre vii. Nu, clădirea asta e frumoasă și e casă de rugăciune, dar biserica sunteți dumneavoastră. Biserica sunteți voi, sufletele credincioșilor, pentru care a murit Hristos. Hristos n-a murit pentru clădiri, n-a murit pentru cărămizi, n-a murit pentru marmură și pentru granit sau pentru pietre prețioase. Hristos a murit pentru mântuirea sufletelor noastre. Acum, unde e frumusețea mai mare, și ea merge așa, că așa e mersul lucrurilor, și cu asta închei, e în felul cum ne prezintă Ioan. La Ioan e ceva ce nu o să te aștepți. La Ioan, și nu merg decât la două texte, la Ioan 19 și la Ioan 21. Și în Ioan 19, cum amintea și fratele păstor bătrân, fratele Chioreanu, e imaginea frumoasă de nuntă și zice: a sosit nunta mielului. Mireasa lui s-a pregătit. Poporul penticostal cunoaște aceste texte pe de rost și le mănâncă, le înțelege, le iubește. Pentru că
Noi, înțelegerea noastră creștină, indiferent de orice denominație am fi, este aceea că cu adevărat creștinii autentici și serioși și reali sunt Biserica lui Hristos. Sunt mireasa lui Hristos. Și zicem, mireasa lui s-a pregătit. Cu ce s-a pregătit? Cu ceva de la mănășturi? Cu ceva primit din America? Cu ceva primit știu eu de unde? Nu, nu, nu. Nu se putea pregăti cu așa ceva. Nici cu școli, nici cu educație, nici cu talente extraordinare. Nu, zice, mireasa lui Hristos, biserica, s-a pregătit pentru că i s-a dat, pur și simplu, să se pregătească haine de in subțire. Și Ioan spune, eu știu ce-s hainele alea de in subțire. Sunt faptele de neprihănire ale sfinților. Dar unde mă pune serios pe gânduri Ioan e în capitolul 21. Că unul din cei șapte îngeri vine la el și zice, vrei să vezi mireasa? Nu? Câți nu vrem să vedem mireasa la un eveniment așa? Zice îngerul către el, zice, vrei să vezi mireasa? Vrei să vezi soția mielului? Vrei să o vezi? Și acum fiți atenți ce spune el. M-a dus pe un munte înalt. Și când m-am uitat, am văzut mireasa, am văzut soția, am văzut biserica. Arăta ca un Ierusalim ceresc. Arăta ca o cetate. Și din înțelegerea paulină și din înțelegerea petrină în teologia acestor mari apostoli, ai zice, da, fundația e Hristos, piatra din capul unghiului e Hristos, dar Ioan ne surprinde și zice, oameni buni, m-am uitat după templu, că în Ierusalim trebuie să fie templu. Și ce era mai drag sufletului evreului și evreiesc decât templu? Pentru ei templu era centru spiritual al vieții. Și zice el, știți ceva, m-am uitat după templu și nu era niciun templu. Și zice, mai e ceva care m-a surprins. Zice, Ierusalimul ăsta, mireasa asta, cetatea asta, zice, nu avea nevoie nici de soare, nu avea nevoie nici de lună, că zice, lumina ei venea din altă parte. Și templul ei, zice, când te uitai la templu, de fapt, nu că lipsea templu, dar nu era ce te-ai așteptat tu. Că tu te-ai așteptat ca să vezi o biserică cu cruci, cu pole, cu adunări așa frumos aranjate, uite. Nu, nu, zice Ioan. Zice, templul ei este Domnul. Templul ei este Hristos. Templul ei și lumina ei și făclia ei este mielul. Cu alte cuvinte, ce spune Ioan? Au început să mănânce lapte duhovnicesc. După aceea au început să se maturizeze și să se dezvolte și să crească la o statură duhovnicească până au ajuns la capul care este Hristos. Și acum când te uiți la ei, de fapt, nu mai vezi nici pe Gheorghe, nici pe Maria, nici pe Druhora, nici pe Tibi, nici pe Elena. Nu mai vezi pocăiții din mănășturi. Acum nu vezi decât pe Hristos. Aici e frumusețea. Când biserica asta, dumneavoastră, veți da un semnal mănășturului că cineva se uită la dumneavoastră și nu vede penticostali, și nu vede sectanți, și nu vede pocăiți, și nu vede oameni înguși la minte și bătuți în cap, ci îl vede pe Hristos. Că asta, de fapt, e biserica. Asta, de fapt, e mireasa. E ceea ce reflectă total și integral și totdeauna și desăvârșit pe Hristos. Și acum Ioan ne duce la imaginea clădirii, ne duce la imaginea construcției, dar spune, zice, nu mai vezi oamenii, ci de fapt ei toți sunt ascunși în Hristos. Și îl vezi pe Hristos, care este totul în toți. Totul în toți. Asta e rugăciunea mea, asta e dorința mea, asta e urarea mea, să creștem până când oamenii se uită la noi și îl văd în noi pe Hristos.
Celor din Galatia, Pavel le-a spus, dacă mai trebuie să sufăr o dată, dacă mai trebuie ca o femeie să sufăr durerile nașterii, am să sufăr. Și știți cât am să sufăr? Până când Hristos ia chip în voi. Indiferent ce nume frumos v-a spus afară, indiferent cât de frumoasă și de apreciat este munca și jertfa dumneavoastră, rugăciunea mea, dorința mea pentru biserica din Mănășturi, unde am fost îmbrățișat cu atâta dragoste în 80 și din 80 întotdeauna când vin la dumneavoastră, unde am avut privilegiu să slujesc ca diacon, unde am avut privilegiu să slujesc pentru foarte scurt timp ca păstor, și v-ați ocupat de familia noastră și ne-ați îmbrățișat totdeauna cu dragoste. Dar rugăciunea mea pentru dumneavoastră este și pentru noi toți, adevărata biserică a lui Hristos. Nu sunt clădirile, nu sunt cărămizile, nu sunt construcțiile, sunt pietrele vii, sunt oamenii. Voi sunteți biserica. Și chemarea este ca să ia Hristos chip în noi. Și oamenii din Mănășturi și de pretutindeni să-L vadă în noi pe Hristos și El să fie totul în toți, pentru gloria și pentru slava numelui Său. Asta e rugăciunea și urarea mea pentru dumneavoastră.